Un popor fără cultură, fără educație, este ușor de manipulat. Cel puțin asta spunea unul dintre cei mai mari filozofi din istorie. Ei bine, în județul Botoșani, mai ales în mediul rural, educația este pusă la pământ de sărăcie și dezinteresul autorităților. La peste 60 de kilometri de municipiul Botoșani, în comuna Suharău, autoritățile locale au decis să investească masiv în educație. Edilul localității, un primar fără culoare politică, spune că și-a dat seama că nu are cum să-și dezvolte comuna fără educație. Trebuie să recunoaștem că cu un om pregătit poți discuta altfel decât cu un om mai puțin pregătit. Omul respectiv are un venit. Având un venit, roata economică se pornește în sensul că își poate permite să-și cumpere anumite bunuri, să-și facă anumite lucruri și... În final, nivelul de trai crește în localitate. Tocmai de aceea, administrația locală din Suharău a decis să investească masiv în școli și programe educaționale. Numai puțin de 2 milioane de lei au fost atrași prin Programul Național pentru Dezvoltare Locală 1, bani destinați modernizării școlilor din comună. Am luat această decizie încă, putem spune, de anul trecut și am hotărât în Consiliul Local să... inițiem și să derulăm proiecte de modernizare la toate școlile din comună. Am și reușit într-o mare măsură să realizăm acest lucru. Școlile din trei sate beneficiază de încălzire cu centrală proprie, săli de clasă refăcute și dotate, grădinițe special decorate pentru preșcolari și toalete în interiorul corpurilor de clădire. Cele mai importante investiții au fost concentrate pe școala Suharău, acolo unde învață sute de elevi din toată comuna. E o minune pentru noi, realmente o minune. Și pentru copii, după cum se știe, în mediul rural foarte puține familii au o toaletă în casă și vă închipuiți că fac și ei cunoștință cu lumea civilizată. Și atunci când vor pleca mai departe, ei sunt clasa 8-a, de exemplu, la anul mulți dintre ei vor pleca la liceu, la o școală profesională, în altă parte, și nu o să stea să uite cu ochii, știți, ca la ceva nemai văzut. Totodată, o mare parte a fondurilor au fost direcționate către învățământul profesional. Școala profesională de la Smârdan se află în reabilitare, iar cu o parte a fondurilor se continuă dotarea atelierelor. La această școală învață sute de elevi din satele și comunele învecinate. Au fost menținute doar profilele cu acoperire pe piața muncii. Asta este un tablou și la 20-30 de milimetri. Uite, 4-2. Se îndoaie la 45 de grade, vedeți? Se face latura următoare. Uitați, este un semn aici, venim până la semn. În prezent avem trei clase, adică vă spun, trei clase de mecanică și trei clase de textile. Știți și dumneavoastră, știe toată lumea că este foarte greu cu un loc de muncă în ziua de astăzi. Și dacă copiii reușesc să se perfecționeze cât de cât într-un domeniu prin această școală profesională, pentru noi este un pas în plus. Mai ales, învățământul profesional reprezintă pentru adolescenții din satele bântuite de sărăcie de la Botoșani singura oportunitate de a-și câștiga existența. În mediul rural este important să ai o meserie pentru că nu știi în viață unde te angajezi mai departe, ce familie ai. Vreau ca în viitor să-mi deschid un atelier de confecții. Am înțeles. Cât de important este să știi o meserie? Este foarte important pentru că o să ajungem mari și în viitor poate părinții noștri să ne mai poată întreține. Și trebuie să decidem singur în viitor ce o să facem. Este foarte folositor, mai ales că în mediul rural este mai greu și ca să găsești un loc de muncă este foarte greu. Și este și foarte folositor, mai ales în domeniul în care suntem noi, de aici, unde învățăm. Când voi termina școala profesională, sunt găsesc o meserie. De altfel, o parte a tinerelor care urmează profilul de croitorie și textile fac deja practică la fabricile de confecții din Dorohoi. Majoritatea absolventelor au ajuns să fie angajate în companii de profil din Botoșan, dar și din străinătate. Reabilitarea școlilor va continua pe tot parcursul anului 2018.